Așa, salut, salut, fetele cochetele. Azi soțului a venit pofta de ceva bunișor și cum nu mă simt încă prea bine că suntem bolnavi de COVID amândoi, am hotărât să fac niște, sincer, în moldovenești, nu știu cum se cheamă, cum se numesc. Eu vorbesc așa, moldovenești, că nu spune nici româncă, nici italiancă, moldovancă. Un fel de coptură cu măr, un fel de prăjitură, un fel de șopchifeluri. Mai scurt, foarte bună, fetele, aveți încredere, provați-o și e foarte ușoară. Vă spun ce ne trebuie. Ne trebuie mere. Așa, eu o fac la ochi, vă spun deodată. Stați pe mai în jos camera, uitați-vă. Eu o să folosesc 3 mere, lămâie, un ou, făină, praf de copt, da, folosesc doar un vârf de linguriță, vă arăt așa, făcând. Zahăr pudră, vanilat. Și asta pentru a pregăti prăjitura, pentru a pregăti bunătatea asta, mai în scurt. Înțelegeți-mă. Pentru a le prăji, că pe urmă le prăjim, ne trebuie ulei de floarea soarelui și o tigaie antiaderentă care să nu se lipească, să nu folosim mult ulei. Poftim! Ne pornim! Așa, fetele, la bun început, eu vreau să pregătesc aici din ou, un ou, uitați, punem un ou, se vede bine, cred că, un ou ușor. Iau o furculiță la moment. Pun aici o picătură de sare, o picătură doar. O picătură de sare. Mi-a căzut o bucățică de asta, nu-i nimic. Zbat puțin, puțin oul. Puțin, puțin, puțin. Așa, nu importă mult. A, fetele, am uitat să vă spun, și lăptică trebuie aici, numai decât trebuie și lăptică. Acuși, revin. Uite așa, și lăptică. Fetele, eu la asta pun la ochi, că aici depinde tot de aluatul ăsta, de preparatul ăsta care îl fac. Acuși, vă arăt. Pun la ochi, vedeți? Undeva un pahar am pus. Amestec bine. Mi trebuie o sâtă mică și adaug făina. Credeți-mă, dulciul ăsta e extraordinar de gustos. E simplu și gustos. Copiii îl adoră, în general. La mine soțul adoră, le adoră și e foarte gustos. Punem făina și amestecăm. Aici nu aveți nevoie de mixer, nu aveți nevoie de nimic. Așa. Simplu, simplu și gustos. Amestecăm, amestecăm și e prea moale consistența. Nu, ne trebuie să fie o consistență mai groasă, mai grosuță. Așa că mai adăugăm făină. Adăugăm făină, nu ne temem. Dacă vine puțin mai gros, pe urmă adăugăm o linguriță de lapte și se rezolvă. Dar dacă este prea lichidă, nu se primește. Cred că acum o să se primească. Vedem acuși. Important să amestecați până când se duc. Să nu fie, știți, să nu fie nimic pe acolo. Să nu fie băcățele. Uitați aici, fetele, mă scuzați, dar am avut un sunet important și am răspuns. Vă ziceam, trebuie să amestecăm până când vine aluatul ăsta, ori crema asta, așa zicem, aluatul, fără boțuri. Nu trebuie să aibă niciun boțișor. Așa că amestecăm până când este fără boțuri. Așa, fetele, așa. Eu am amestecat, deja nu mai avem niciun boțuleț, cum vedeți. Trebuie să fie consistența aceasta. Uitați-vă, vedeți? Așa e, cremos. Acum adăugăm praful de copt. Puțin, puțin. Acum vă arăt. Curat un vârfuleț, uitați-vă.
Un vârfuleț, așa, puțin mai mult de un vârfuleț, de linguriță mică. Adăugăm și mestecăm. Mestecăm bine, bine, bine. Am amestecat bine, acum adaug socul de lămâie. Eu am jumătate de lămâie. Pun așa aproape jumate toate, nu chiar tot, tot, dar scurg așa vreo 2-3 lingurițe. Asta e. Amestec bine, bine din nou. Și asta e gata. Îl dăm într-o parte și pregătim merele. Acum curățăm merele, dar le lăsăm așa întregi, adică nu le tăiem în jumate. Le curățăm bine, bine, bine și vă arăt cum merge treaba mai departe. Așa, fetele, cum vedeți, am curățit merele, dar le-am lăsat întregi. Acum le tai, așa, le tai, bine, le tai, uitați-vă așa, fără ca să se rupă, încerc să fac atenție. Bine, dacă se rupe una, nu-i nimic. Le tăieți așa mai grosuleam. Așa. Și le tăieți așa pe toate. Și le curățim încet, aici cu un cuțit mai mic să nu se rupă. Le scoatem sâmburile, le scoatem șotul. Acasă la mine se zice șotul. Șotul nu de la restaurant, dar șotul de la măr. Așa, vedeți? Aia plus minus așa. Eu le-am tăiat. Nu importă să fie toate tot una. Oricum, important să fie gustoase, că se duc în stomac, nu se duc la nici la un concurs de frumusețe. Credeți-mă, vine gustoase. Le faceți așa, borți la toate și acum și revin. Fetele, am găsit un secret. După atâta timp, am găsit o soluție cu care scot mai repede șotul la măr. Nici nu ne-am dat seama. Vedeți polonicul meu? Polonicul meu aici are o borticică. Uitați-vă, șezând cu voi, pregătind ceva împreună cu voi, mi-a venit așa ideea asta, vedeți? Și uitați-vă, poftim. Vedeți cum avem lucrurile simplu. Am rămas și eu uimită, dar v-am arătat și vouă un lucru simplu. Nu trebuie să cheltuiți bani pe altele. Aveți un polonic în casă, poftim. Fetilor, chiar cu o viață trăiești și o viață poți să te înveți. Un lucru simplu. Uitându-mă, zic, Doamne, asta are o bordă, ia să încerc. Și ea că am învățat un lucru nou. Așa, fetele, merele gata. Le-am făcut foarte repede, că polonicul meu a făcut miracole. Merele gata. Aici s-a odihnit puțin, aluatul e perfect. Pune ulei în tigaie. Nu mult, acum vă arăt și începem. Așa, fetele, eu deja am aprins focul să se încălzească bine uleiul și cum vedeți, nu-i mult, dar nu-i nici puțin puțin, adică așa, o cantitate ca să fie de ajuns să prăjim bine prăjiturile noastre. Acum luăm merele tăiate așa, rotunde, și le punem aici înăuntru. Nu punem mult câteodată ca să nu se rupă. Le punem aici. Le trecem bine pe aluatul care l-am pregătit mai împreună. Și când uleiul e gata, le punem în tigaie. A, fetele cochetele. Fetele cochetele, mă auziți? Aveți grijă, uleiul trebuie să fie cald, 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 că dacă uleiul nu-i cald, absorbe merele, o să absorbe aluatul, o să absorbe uleiul și o să fie grasă, o să fie rău de pentru sănătate, pentru maieră, pentru tot. Eu de obicei, ca să văd dacă uleiul e cald, folosesc o linguriță, vedeți? Așa că deja e cam marsă de la ulei. Folosesc secretul ăsta să văd. Dacă uleiul cald, pun aici lingurița și începi ca cum ar fi să se prăjească. Să vină așa, să arate ca cum s-ar prăji ceva, vedeți? Nu se vede, dar vă spun eu. Când începe a face așa spumă împrejur, atunci uleiul deja este gata ca să putem frige. Eu tot timpul secretul ăsta l-am învățat la o persoană mai în vârstă ca mine și îl folosesc și e extraordinar. Nu mă greșesc niciodată cu faptul ăsta. Vedeți? Dau puțin mai încet.
Mierele deja sunt aici și poftim, le punem în tigaie. Le trec așa bine, bine. Uitați. Oh. Fai, super. O să vin foarte bine și foarte gustoasă. Vă le recomand și pentru copii și pentru bebeluși. Puteți să folosiți lapte de migdale, puteți să folosiți fără ou, adică doar cu lapte de migdale și făină. Cum doriți. Așa, eu le încep a întoarce. Uitați. Că imediat se cocă, dați seama, marul rămâne înăuntru crocant și foarte gustos. Se vede? Uitați-vă ce frumoșele sunt. Locuie place vanilină în aluat, puteți să puneți și vanilină. Eu nu pun în aluat, doar folosesc puțin zahăr, pudră deasupra. Cu vanilină. Uitați, eu am pregătit deja o farfurie cu puțină hârtie, ca așa absorbe ulei în plus și când sunt gata, imediat doar vedeți la ochi. Când sunt și pe o parte pe alta rumene, atunci sunt gata. Uitați, vedeți că deja au prins culoare și pe o parte și pe alta. Le mai las doar o minută și le scot. Uitați, uitați ce bunătate. Da, un miros în casă extraordinar de gustos. Acum eu le scot deja. Așa, mai este le mai ales câteva secunde. Fetele, prăjitura e gata. Punem doar zahăr pudră pe ele. Uitați-vă, așa, nu vă fie jale, puneți. Că n-a luat nu era zahăr. Dacă sunteți la diet, puneți mai puțin sau nu puneți deloc, ca să aveți zahărul de la mere. Dar dacă nu, uitați așa. Așa. Vreau să vă arăt una. Uitați. Uitați încoace. Uitați-vă încoace și ce bunătate. Vedeți? Se vede? Fetele, credeți-mă, e extraordinară. Mărul e crocant. E o lecțică acrișor. Nu e dulce deloc. Pur și simplu e extraordinar. Faceți și voi.